Săptămâna aceasta, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au acționat în sistem integrat împreună cu reprezentanții ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș pentru siguranța transporturilor de marfă și substanțe periculoase. Activitățile fac parte din cadrul Planului Național de Acțiune Impact pentru Siguranța Transporturilor și prevenirea producerii accidentelor în care sunt implicate vehiculele care transportă mărfuri și substanțe periculoase. Astăzi, la intrarea în Câmpul Lung dinspre Pitești, au fost oprite mașinile care transportau substanțe periculoase. Avem acțiune împreună cu reprezentanții ISU cu privire la transportul de mărfuri periculoase. Ne interesează toate documentele. Nu este prezentat permisul de talon și asigurare, licențele. Uitați aici tot. Le aveți toate puse în regulă? În mapă, asta e toate. Licență, talon... Buletinul și permisul dumneavoastră. Buletinul și permisul imediat. De unde veniți? De la Bragadura. Sunt încărcate sau boale? Mai sunt câteva, boale majoritate. Unde le transportați? La centru de distribuire. Echipajele mixte de specialiști au controlat în Argeș peste 60 de mijloace de transport ce realizau activități de transport marfă sau substanțe periculoase. Pentru neregulile depistate au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 5.000 de lei. Împreună cu colegii de la Poliția Română avem o activitate de recunoaștere, control, verificare și identificare a autovehiculelor care transportă substanțe periculoase. În acest sens ne-am deplasat la intrarea în localitatea Câmpulu Mușcel. Colegii de la Poliția Rutieră opresc autovehicule care transportă substanțe periculoase. Noi verificăm partea de prevenire stingerea incendiilor. Au fost probleme? Nu au fost probleme deocamdată. De când până când ține acțiunea? Acțiunea a început cu luna decembrie 2017, deocamdată nelimitată. Derularea acestor activități în sistem integrat sunt necesare în contextul creșterii accidentelor feroviare și rutiere, cu potențial ridicat de producere a incendiilor sau exploziilor, soldate cu victime și distrugeri importante de bunuri.